Și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Te poartă în suflet ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă pe ceiți. Te port în minte ca pe un imn sfințit, în cântec vechi cu crai din răsărit, și port la gât neprețuit și rag strânsoarea caldă a brațului tău drag. Te port în mine tainic ca pe un vis, în cer înaltă din noapte te-am închis. Te port lumină rumenă de zori, cum poartă florile mireazma lor. Te port pe buze ca pe un fagur plin, o poamă aurită de zmochin. Te port în brațe, horbote subțiri, mănunchi legat cu grijă, fir cu fir. Cum poartă floarea rodul de cais, adânc te port în trupul meu și în vis. E când se realizează o astfel de legătură, atunci poți să zici că îl iubești pe omul de lângă tine sau îl iubești pe acela la care te raportezi. Câte vreme îl ții în afară de tine, încă nu-l iubești cum trebuie. De ai și stătut înaintea divanului. În mănăstirile din România au existat din totdeauna duhovnici mari, precum părintele Teofil Părăian, de aici, de la Sâmbăta de Sus. În jurul acestor duhovnici s-au adunat mii de credincioși și s-au format generații întregi de monahi. Prin experiența personală de trăire duhovnicească autentică, acești părinți ai Ortodoxiei Românești au arătat contemporanilor lor, cu înțelepciune și iubire, care este drumul spre Dumnezeu. Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus. Aflată în inima Transilvaniei, între orașele Brașov și Sibiu, această mănăstire a reprezentat din totdeauna o cetate a Ortodoxiei Românești. Ea a fost ctitorită în anul 1696 de voievodul Constantin Brâncoveanu. Nu terminase încă lucrările de la mănăstirea Hurez și a hotărât construirea acesteia pe o moșie cumpărată de la bunicul său, logofătul Preda Brâncoveanu. Mănăstirii se păstrează actul de danie de la 1700, prin care voievodul Constantin Brâncoveanu consfințea existența ctitoriei sale, precum și donațiile pe care le făcuse mănăstirii. Alături de sigiliu, actul poartă semnătura originală a voievodului. Istoria acestei mănăstiri cuprinde capitole încărcate de dramatism, asemănătoare tuturor lăcașurilor monastice din Transilvania în vremea dominației habsburgice. În Transilvania, după 1760, începe calvarul Bisericii Ortodoxe, impunându-se trecerea la uniație sub Imperiul Habsburgic. După 1760-70, nici nu existau episcopi ortodoxi în Transilvania, deci preoții ortodoxi trebuiau să fie hirotoniți dincolo de munți în țara românească. Generalul Bukov distruge pe la 1780 peste 150 de mănăstiri pe latura munților Făgăraș până în Banat, dar pentru că exista cineva din familia brâncovenilor care plăteau la curtea de la Viena toate taxele și birurile din vremea aceea, mănăstirea mai dăinuie aproape 5 ani de zile. Sigur, tot un general austriac, generalul Price din Sibiu, la porunca curții de la Viena, distruge această mănăstire, ultimul bastion ortodox al apărării ortodoxiei aici în Transilvania. Odată cu distrugerea mănăstirii Brâncoveanu, a încetat și viața monahală din ea.
Călugării au fost nevoiți să meargă în alte mănăstiri dincolo de munții Făgărașului, în Moldova sau țara românească. Vreme de 200 de ani, curtea mănăstirii a fost invadată de ierburi, devenind loc de pășune pentru vitele satului. Printre zidurile căscate și prin cupola deteriorată, ploile și ninsorile celor 200 de ani au lovit fără încetare altarul bisericii brâncovenești. Întâmplările petrecute în secolul al XVIII-lea nu au făcut decât să întărească pe cei care luptau pentru apărarea dreptei credințe. Imediat după unirea celor trei provincii românești, din anul 1918, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan a dispus reînființarea mănăstirii Brâncoveanu pe vechea temelie. În anul 1939 au venit aici primii călugări și s-a reorganizat viața de obște. Biserica veche, reconstruită după modelul și pe ruinele celei dintâi, păstrează încă o parte din picturile originale. La 1700, voievodul Constantin Brâncoveanu aducea aici meșteri și pictori care lucraseră la mănăstirea Hurezi. Tabloul votiv, înfățișându-i pe ctitorii brâncoveni, se află în pronaos. În naos, picturile îi înfățișează pe sfinții mucenici și martiri, scene din Noul Testament, prorocii, învierea Domnului și schimbarea la față. În tur la bisericii se află pictat Pantocratorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Pictura din pridvor este realizată în secolul al XX-lea, în timpul restaurării integrale a bisericii. Clădirile noi păstrează binecunoscuta arhitectură brâncovenească. Pe acest culoar se află mormintele mitropoliților Ardealului din secolul 20, Nicolae Bălan, Nicolae Colan și Nicolae Mladin. Cel care a contribuit fructuos la repunerea mănăstirii Brâncoveanu între valorile ortodoxiei românești a fost mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. În partea de sud a incintei, în casa brâncovenească, se află muzeul mănăstirii. Aici sunt adunate din întreaga lume obiecte de cult creștin. Te port în minte ca pe un imn sfințit, în cântec vechi cu crai din răsărit, și port la gât neprețuit și rag strânsoarea caldă a brațului tău drag. Într-o aripă special amenajată se află galeria icoanelor și a veșmintelor arhierești, vechi de peste două secole. Aici se află o colecție impresionantă de icoane pe lemn și sticlă din secolele 14-19. Majoritatea icoanelor vor fi aparținut bisericilor mănăstirești distruse de generalul Adolf Bukov în secolul al XVIII-lea. Localnicii, ori preoții satelor transilvanene, le vor fi adăpostit în casele lor până la vremuri mai bune.
Mitra episcopală, veșmânt arhieresc, din peregrinările în lume ale mitropolitului Ardealului Antonie Plămădeală, s-au adunat aici cărți rare și foarte vechi cu tematică istorică și teologică despre istoria Transilvaniei, a României și a lumii întregi. Colecția de icoane pe sticlă înfățișează teme iconografice diverse. Sfânta Treime, compusă din chipurile lui Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos Fiul și simbolul Sfântului Duh. Încoronarea Fecioarei Maria de Sfânta Treime. Icoanele pe sticlă sunt specifice Transilvaniei. Se spune că ele au apărut în această zonă a României ca urmare a influențelor apusene, fiind asemănate cu vitraliile. Ele respectă însă, în reprezentare, iconografia bizantină. Tot în casa brâncovenească se află biblioteca mănăstirii. Cincizeci de mii de volume din toate domeniile se află aici. Se știe că viața monahilor în cadrul mănăstirii se desfășoară în strânsă legătură cu citirea cărților. Sfintele Scripturi, Ceaslovul, Psaltirea, Viețile Sfinților, Patericul sunt lecturi nelipsite în toate perioadele zilei. Prin citirea acestora în mod frecvent, monahii își desăvârșesc sufletul, aflat în permanentă legătură cu semenii și cu Iisus Hristos, căci venind în mănăstire, călugării nu se distanțează de lume. Ei raportează realitatea în care trăiesc la lumea cerească, la împărăția lui Dumnezeu. Am avut totdeauna simțământul că sunt în locul pe care mi l-a pregătit Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu multă plăcere cum citeam din Psaltire și când ajungeam la cuvintele Domnul este partea mea de moștenire și cuba mea, moștenirea mea a căzut la loc frumos și moștenirea mea mi-e dragă, mă identificam totdeauna cu cuvintele acestea, parcă le-aș fi scris eu și se potriva foarte bine cu ceea ce era atunci și cu ceea ce a fost după aceea. Te port în minte ca pe un imn sfințit, în cântec vechi cu crai din răsărit și port la gât... Din anul 1939, când viața monahală a fost reluată aici la Sâmbăta de Sus, călugării care au intrat în această mănăstire au pus nu doar ziduri noi de piatră, ci și ziduri duhovnicești spirituale. Miezul nopții, în toate mănăstirile se săvârșește slujba numită miezonoptica, iar sâmbăta seara
Slujba care are loc de la orele 21 și până după miezul nopții se numește priveghi. La aceste slujbe pot participa și pelerinii. Pentru ca înmulțimea îndurării sale să-și coboare însuși pasul către noi, pentru ca să-i ducem sufletul în cale cu miros de smirnă și cu ramuri moi, pentru ca în lumina alba dimineții din strânsoarea cărnii să ne dezlegăm și într-un pas să trecem pragul larg al vieții, Domnului să ne rugăm. Eu vreau să pun accent acum, pentru că e vorba de raportarea vieții la veșnicie, pe cuvântul acesta, pentru ca în vecia lui să ne cunune, Domnului să ne rugăm, adică să dorim ca ceea ce suntem aici, raporturile pe care le avem în această lume, să continue și în veșnicie. Adică să fim în așa fel întemeiați în această lume, în raporturile noastre, ca să putem dori ca aceste raporturi să nu se sfârșească niciodată. În curtea mănăstirii se află această fântână din care izvorăște apă tămăduitoare. Se spune că izvorul fântânii a fost descoperit de primii călugări ai mănăstirii în secolul al XVII-lea. Partea de răsărit, pe un platou al mănăstirii, se află lacurile, amenajate de primii monahi care au venit aici în anii 1940. Aceste lacuri, dincolo de care încep munții, sunt locuri de pelerinaj și meditație în nopțile înalte de vară. Clopotnița mănăstirii, amplasată pe locul celei vechi, în același stil arhitectonic, adăpostește 5 clopote turnate la Viena în vremea voievodului Constantin Brâncoveanu. Greutatea acestora depășește 2000 de kilograme. O zi de duminică la mănăstirea Brâncoveanu. Pelerini ori turiști se adună aici încă din zorii zilei pentru a participa alături de monahi la Sfânta Liturghie. Pentru că biserica veche devenise neîncăpătoare, din anul 1993, Mitropolia Ardealului a construit o biserică mai mare, numită Paraclis. Ambele biserici au hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, la 16 august.
Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Cineva care crede în Dumnezeu se raportează la Dumnezeu, iar rugăciunea este mijlocul prin care credinciosul își revarsă sufletul în fața lui Dumnezeu, în rugăciuni de preamărire, în rugăciuni de mulțumire, în rugăciuni de cerere și în rugăciuni de mărturisire. Citirea Sfintei Evanghelii în fiecare duminică semnifică întotdeauna prilej de învățătură creștină. Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce este important pentru noi, cei din secolul 20, este faptul că Evanghelia a ajuns până la noi. Că și nouă ne vorbește Domnul Hristos prin Evanghelie. Noi citim învățătura Domnului Hristos, e ca și când l-am fi auzit și noi pe Domnul Hristos. Sfânta Liturghie, scrisă în primele secole ale creștinismului de cei trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur, reprezintă chintesența vieții creștine. Ieșirea cu sfintele daruri este drumul parcurs de Iisus Hristos de la venirea sa în lume, intrarea în Cetatea Sfântă, pentru a se jertfi pe sine. Astăzi, la 2000 de ani distanță de acele momente, creștinii rememorează în timpul sfintelor liturghii patimile Mântuitorului, dar și bucuria învierii sale. Preamurg, ploi de aur curg, cerul Iulalea, pasăre de mea, fă pe voia mea, dorurile mele, zboară tu cu ele în țările acele dincolo de stele. Ba că dorul tău mare e și greu, aripile mele mări sunt mititele, calea lungă foarte și nu pot să poarte aripi mititele, doruri mari și grele. Eu de unde vin, e numai senin și acolo nu-i dorul nimănui. În acest sens, îmi place mie să văd mănăstirea ca locul împlinirilor, ca locul în care nu mai ai de așteptat ceva, pentru că ai realizat ceea ce ai așteptat. Pentru monahi, mănăstirile sunt spații considerate anticamere cerești. Pentru societate, ele sunt oaze de liniște și adăpare sufletească. Iar pentru toți deopotrivă, mănăstirile sunt spațiul și timpul dedicate în întregime lui Dumnezeu.